Sarmiza, ne-am reîntors. Nu ne-am bătut în pauză. Nu ne-am bătut în pauză. Primesc foarte multe mesaje de la telespectatori. Le mulțumim că ne urmăresc vineri seară. Dialogurile lui Hartman. Sarmiza, trecem la ora de politică externă. Politichie externă. Ia, și primul subiect pe care vreau să-l ating, în șir indian, la Beijing ne-am dus cu toții, doamna von der Leyen și domnul Macron. Iată principalii lideri europeni. Văd că domnul cancelar al Germaniei nu a fost cu ei, cu toate că cei doi s-au dus împreună, înțeleg, din declarația lor oficială, din comunicatul oficial care a fost prezentat înainte de începutul vizitei în China a celor doi demnitari europeni, că au dorit să se ducă împreună pentru a exprima unitatea europeană. E, unitatea europeană trebuia să fie mai mulți președinți de state și prim-miniștri de guverne europene, dar este bine că l-avem pe domnul Macron, care după 12 zile în care este rivaluție și insurecție pe străzile Parisului și sunt milioane de francezi care protestează împotriva noii legi de mărire a vârstei de pensionare, domnul Macron vrea să plece din acea atmosferă plină de gaze și de bastoane polițiene și pe spatele manifestanților, să vorbească cu China. Vrei să încep? Da, eu vreau nu numai să încep, dar să ne explici. Hai că-ți explic acum. Să ne explici ce caută ei doi în primul rând. Uite, îți spun. Da, te rog, te rog, chiar te rog. În primul rând, trebuie să spun că ceea ce voi transmite acum este poziția oficială a Ministerului de Externe chinez. Pro-chinezo. Ești pro-chineză. Nu, eu sunt pro-mass media, cred, le iau, le sucesc, citesc presa internațională. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China a spus că această vizită a lui Macron a fost programată mai de mult. Numai că a venit la invitația președintelui chinez, Xi Jinping, iar invitația nu a fost făcută numai pentru Macron, ci și pentru președinții marilor companii din Franța, franțuzești. Perfect. Și a continuat așa. Dar pentru că vine și doamna von der Leyen, vom discuta și cu ea. Da, doar pentru simplu motiv că vine. Măi, mie mi s-a părut că ea și-a băgat capul în poză și că nu Macron a însoțit-o pe von der Leyen, ci von der Leyen l-a însoțit pe Macron. Aici sunt absolut de acord și vom vedea după acest film o poză superbă. Așa este. Uitați-vă în primul rând. Distanțarea socială. China pune în aplicare distanțarea socială, este absolut. Mai. Aceasta este poza superbă, priviți-o, o să rămânem puțin, o să trec la tablă, dacă îmi permiți. Dar nu vorbim despre Sarmiza. Sarmiza, dacă îmi cer scuze, al treilea miel, o să trec la tablă. Aceasta este întâlnirea Xi Putin de acum. Dar nu există distanțare socială. Două săptămâni, da. Uitați-vă la măsuța asta, ce frumoasă este. Și micuță, și cu flori, Sarmiza. Și uitați-vă la masa dintre Putin și prima întâlnire înainte de începerea războiului de agresiune împotriva Ucrainei cu Macron, care era mai mare ca studioul nostru, masa aceea. Și acum hai să ne uităm la întâlnirea dintre președintele Xi și președintele Macron și doamna von der Leyen, președinta, unul din cei trei președinți ai Europei, pentru că noi avem trei președinți în acest continent superb, în această Uniune Europeană, să nu confundăm că nu este tot continentul european. În spate însă avem toate delegația și oficialitățile chineze care poartă mască. Exemplu tipic de distanțare socială. Da. Spuneți-mi și mie, ce să înțeleg? Sus, dacă putem să dăm poza din nou. Nu exista COVID-19 între Xi și președintele Putin și aici există? Da, pot să-ți dau un alt exemplu ca să înțelegi care este răspunsul meu? Da, te rog. În ultimii ani de comunism din România, da, ambasadorul nostru, da, în Rusia, în URSS, da, a fost la o întâlnire oficială. Așa. Știi ce au făcut rușii? Sovieticii. Sovieticii, scuză-mă, da, foarte bună observație. Da. Sovieticii, știi ce au făcut? Nu, nu știu. Deci s-a așezat ambasadorul nostru, s-a așezat ambasadorul sau oficialii din sovieticii, da, s-au sovieticii, așezat pe partea cealaltă. Omologii erau ai noștri, da? Numai că atunci când s-a servit cafeaua, și da, o chestie pe care te rog frumos să o verifici, pentru că eu am verificat-o și adevărată, ceșcuțele au fost foarte mici de cafea. Pentru cine? În fața pentru partea românilor. României. Da.
ceșcuțele de cafea ale sovieticilor erau de două ori mai mari. Simbolistica, limbajul diplomatic este unul care funcționează la toate nivelurile. Așa este. A existat pe vremea războiului rece un mod de comunicare, un limbaj care s-a numit diplomația semafoarelor. Nu știu dacă Așa este, da? În cele care trei lumini, să le explicăm telespectatorilor că această diplomație a semafoarelor funcționau doar între lideri și în momentul în care ei apăreau public, transmiteau un mesaj. Puteai să ai un tablou pe partea dreaptă, un pix în partea stângă, o foaie de hârtie. Și asta însemna că ei transmit ceva. Semnal. Erau semnale. Da? Iată, ceea ce se întâmplă aici este foarte clar, este simbolistică pe toate planurile și simbolistica asta a fost creată. Dar ce ne spune această poză? Am să fiu eu sunt profiler și sunt expert în acest domeniu al simbolisticii, dar am să te las pe tine experta în politică externă. Dar aici eu văd în primul rând mesaj chinez. Sunteți departe de noi. Absolut. Voi doi europenii sunteți departe de noi. Da. Și fizic, dar și ca problematică cu care veniți. Doi. Domnul Macron stă pe marginea scaunului. Stă pe marginea scaunului și după cum vedem poza, dăm înapoi, vă rog, dacă putem da înapoi, Cătălina, dacă putem da înapoi poza, exact. Haideți să mă mai duc o dată la tablă. Poza este superbă. Noi avem 7.000 de poze. Putem avea 7.000. Dar chinezii au transmis această poză dintr-un unghi, unde, deși masa e rotundă, ai impresia că președintele Chinei, este o impresie vizuală. Absolut. Stă în capul mesei. La o masă rotundă nu poți să stai în niciun cap, că nu există capul mesei și nici lateralele mesei. Și aceștia doi sunt undeva departe într-un fundal de masă. Cine a gândit această poză uluitoare pentru că a da această senzație, a transformat cercul mesei, rotundul mesei, într-un mesaj foarte clar. Voi sunteți departe. Și a mai făcut o greșeală domnul Macron, care mie mi s-a părut o încercare absolut penibilă al jupiterianismului francez al lui Macron. Macron a și declarat că el este Jupiter, el va conduce Republica franceză ca un Jupiter. A vorbit de două ori mai mult decât gazda. Era un mesaj francez că noi suntem încă puternici, noi suntem șefii marei Europei și noi suntem, o avem și pe doamna aceasta care a venit cu noi, adevărat, n-a venit cu același avion, am poluat de două ori cu două avioane diferite, că tot luptăm împotriva poluării, dar n-ai impresia că toată această mesagistică ne spune, exact cum spune revista Politico ieri, cum comenta asupra acestei viste, că de fapt niciunul dintre europeni n-a reușit nici măcar să obțină un bună ziua binevoitor din partea Chinei? Eu te întreb, tu crezi că dacă Macron s-ar fi dus singur, ar fi fost tratat la fel? Nu. Având în vedere că a fost invitat de Xi Jinping? Nu. Aici a fost o insultă și la adresa invitației. Bun. Eu te invit pe tine, da? Exact. Suntem prieteni, te invit cu soțul exact și tu vii și cu fratele tău și cu vărul tău. Bun, ăsta este un aspect. Doi. Macron... Știm foarte bine că a avut o anumită poziție vis-a-vis și anumite declarații referitor la Rusia. Aveți grijă cu Rusia, hai să nu-l supărăm pe Putin. Îți amintești? Da, la începutul războiului. Bun. Cred că pentru că Xi Jinping a venit din Rusia, cred că Macron a ținut să o ia pe doamna von der Leyen tocmai pentru a nu da impresia că negociază cu China fără și Europa. Tocmai pentru a spune... Dacă vrei, acest mesaj de unitate este tradus prost. Eu sunt în Europa, cam atât. Nu. Noi doi europeni suntem așa departe de Asia. Nu, eu îți spun ce cred eu că s-a întâmplat. Da, deci acest semnal al lui Macron, pe de o parte, a avut nevoie de von der Leyen ca să nu-și pună Uniunea Europeană în cap, pentru că știm foarte bine că el la un moment dat o luase pe urmele lui Orban. Mai discret, așa? Mult mai discret, stai puțin, vorbim despre două țări diferite, despre o putere și o țară. Da. Exact. Multe țări, deci, puține puteri. Exact, da. Avea nevoie de von der Leyen să rămână în Uniunea Europeană cu o imagine curată de țară europeană,
fără să fie bănuit că face jocuri cu China și cu Rusia. Pentru că noi doi, dacă s-ar fi dus Macron singur în China, noi nu discutam astăzi așa. Nu, nu. Discutam de mesaje, de simbolistică, da? de nu știm ce ar fi făcut China, dar cu siguranță faptul că Macron a luat-o și pe von der Leyen cu el nu a fost ok. Nu știm însă ce s-a discutat în spate. Nu știm dacă nu cumva von der Leyen s-a dus acolo tocmai pentru ca Macron să nu discute cu China. Poate el a vrut să meargă singur. Poate n-a fost lăsat să meargă singur. Uite un punct de vedere. Poate von der Leyen de fapt S-a dus ca să blocheze. Pază. Iată! Da, asta este părerea ca un cățel de pază, ca un câine de pază, absolut, să fie atentă ca să nu-l lase pe Macron să derapeze, da, de la linia comună a Uniunii, da, Europene. Da, pentru că Xi Jinping l-a invitat pe Macron. Deci a fost un nani. De fapt, nu Macron a fost un nani. A fost. A avut grijă de Macron. A avut grijă de Macron. Asta este părerea mea și mai cred că în acest moment Macron a transmis un mesaj de forță în Uniunea Europeană. Care este sunt mai puternic eu, Franța, decât Germania. Pot fi un partener previzibil, neprevizibil, imprevizibil, pardon, dar pentru un partener. China, dar un partener și sunt băgat în seamă. Da, v-am luat și pe voi cu mine, dar n-aveți decât să veniți să mă păziți, dar ei pe mine mă preferă. E, la acest lucru pot să spun un fapt, după ce a vorbit de două ori mai mult decât președintele Chinei. Președintele Macron a atras atenția Chinei într-un mod tipic imperialismului francez, aș spune eu, vechi din secolul XIX, acum este Republica, a cincea Republică franceză, făcută de De Gaulle. Macron a atras atenția ca nu cumva China să ajute militar cu armament, cu tehnică militar, Rusia. Dar că atunci când a fost întrebat, domnule, i-a alertat cu deștul lui Xi, că așa a fost întrebat de presa franceză, cea multidemocrată, multicoloristică și mai știm noi ce, că nu știm ce, nu i-a arătat cu deștul lui Xi să nu facă acest lucru, i-a spus, domnule, nu pot să fac așa ceva, eu am atras doar atenția în fond diplomatic, eu nu mă pot duce în seamă o discuție cu șeful unui stat în care să încep cu nu face aia, asta nu e diplomație. Corect, asta a fost domnul Macron, dar doamna s-a dus cu numai nu. Doamna von der Leyen s-a dus absolut cu numai nu. Întrebarea mea este pentru tine. Doamna von der Leyen realizează că prin această politică de securizare, de cenzurare a unui șef de stat suveran, Franța este în interiorul Uniunii Europene, ca și România de altfel, stat suveran și independent. Nu rețin niciodată ca vreun referendum la nivel european, al popoarelor europene, la nivel statal al națiunilor europene, să fi permis acestei doamne să vorbească în numele niciunui stat. Ea vorbește în numele unei organizații formate din state suverane și independente. Așa cum nu ezită președintele Franței, că este Jacques Chirac sau Sarkozy sau domnul Macron, să ne reamintească nouă țărilor micuțe care mai arătăm și noi nemulțumirea față de hegemonia europeană. Întrebare pentru tine. Doamna respectivă care face populistul și cenzorul nu realizează că este spre deliciul Chinei care loc un astfel de, o astfel de vizită? Pentru că minorează complet nu numai Franța, dar și Uniunea Europeană? Ba da, eu sunt convinsă că știe acest lucru. Și atunci de ce a făcut-o? Îți aduc aminte că la ultima ieșire a lui Biden, poziția vis-a-vis de China a fost una mult mai tolerantă. Îți aduc aminte că această Ursula von der Leyen a încercat să se bată cu pumnul în piept că face ea ordine în Uniunea Europeană prin tot felul de de acțiuni și dar de să nu uităm declarații. Că ea refuză să dea e-mail-urile de negociere personală în numele Uniunii Europene în procesul de cumpărare a celebrelor vaccinuri care ne le-a luat pentru următoarele exact ca să fie clar, pentru următoarele 500 de ani. Credibilitatea acestei doamne în interiorul Uniunii Europene nu este... Este la pământ. Da. Nu este foarte sus. Da. Este la pământ și atunci probabil că nu vom vedea, dar vom putea afla dacă vreunul din președinții de stat din Uniunea Europeană s-a dus să-i atragă atenția vis-a-vis de povestea asta. Pentru că noi putem să comentăm aici, noi am remarcat un lucru. Da, da. Hai să vedem. Să vedem
Cine este primul președinte care se duce să vorbească cu von der Leyen? Vom vedea, să nu fie domnul Iohannis. A, ți-ai dorit tu. Nu, nu va fi. Și totuși, reamintesc mașina pe care o vedeți, nu este mașină franțuzească, este mașină oficială chineză. Ca și președintele Rusiei, președintele Chinei nu se mai deplasează, ca și președintele SUA de altfel, aceștia trei, cele trei puteri nucleare majore, nu se mai deplasează în mașinile oficiale ale statului în care se află, ci în mașinile proprii. Proprii, da, proprii. Asta este și mai puternic. Este o simbolistică uluitoare, fundamentală, da, care trebuie remarcată. Președintele Chinei se deplasează numai în mașinile sale, are avionul său și am înțeles, asta este o întâlnire mai veche, doamna Merkel era atunci cancelara Germaniei, domnul, cum îl chema pe acest individ al Europei, care tot timpul avea probleme cu statul în picioare, avea niște probleme, am înțeles. Și eu am o întrebare pentru tine. Te rog, da, domnul fostul prim-ministru de la Luxemburg. Da, ție ți se pare că această vizită a făcut bine Europei? Nu. Nu. Asta zic și eu. Eu cred și am să-ți răspund direct. Da, aceasta este, uitați-vă la președintele Franței, aceasta este aterizarea la Beijing, unde nu-l așteaptă nimeni. Uitați-vă că nu-l primește nimeni. Nicio oficialitate chineză nu a fost la Beijing. Deși, dacă te gândești la purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, ar fi trebuit să-l aștepte, pentru că este la invitația lui Xi Jinping acolo. Exact. Deci, vizita a început foarte, da, foarte interesant. Uitați-vă o altă insultă, Pekin Communauté Française. Reamintesc că numele capitalei este Beijing și nu Pekin. Pekin nu se mai folosește de la declarația de suveranitate și declarația lui Mao din piața roșie, din marea piață la câștigarea războiului civil cu Chiang Kai-shek. Mie mi se pare că von der Leyen a făcut o greșeală uluitoare în diplomație. Nu te duci să dai cu pumnul masă și nu pe teritoriul lui. Da? Și nu Chinei. Și nu Chinei. Păi China. China este a doua mare economie a lumii. China, nu numai asta, dar China este foarte atentă în ceea ce privește protocolul, este foarte strictă. Foarte strictă. Piața se cheamă Tiananmen. Mulțumesc celor din OFA, am zis piața roșie, este piața Tiananmen. Ai zis piața roșie, uite, nu am remarcat. Da, am zis piața roșie, îmi cer scuze telespectatorilor. Trebuie să înțelegeți că și un om ca mine care a umblat în acea piață și a vizitat și orașul interzis, eu am vizitat mai multe orașe interzise în China care nu se pot vizita de către turiști, poate să fac aceste greșeli. Trecem la următorul subiect care e și mai interesant și îți voi solicita expertiza ta, pentru că pe mine mă interesează cum a ajuns Beijingul mediatorul marilor împăcări. E a doua întâlnire între primul ministru al Arabiei Saudite și între ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal, și ministrul de externe al Iranului. Beijingul a reușit apropierea în lumea arabă între Siria, reîntoarcerea în lumea arabă, în familia arabă, între Siria, Arabia Saudită și celelalte țări arabe. Beijingul a declarat ferm că coexistența statului palestinian nu este pe teritoriul său, nu e cu capitala în Ierusalimul de Est, nu este subiect de negociere. Cum a ajuns Beijingul? De unde domnul Borrell, cel care se prezintă ca ministru de externe, înaltul reprezentant al diplomației europene, râdea acum câteva săptămâni de planul de pace pe care l-a propus Beijingul cu privire la războiul de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Astăzi, Beijingul, de fapt ieri, șalarteri, a fost sponsorul și mediatorul unora dintre cele mai interesante întâlniri. Ministrul de externe saudian, prințul Faisal, și ministrul de externe iranian au decis în 60 de zile redeschiderea relațiilor diplomatice rupte acum 7 ani, dacă ne amintim, și mai mult decât atât, care exprimă totuși interese economice fundamentale, obținerea de către Iran a licențelor de zbor a companiilor de zbor regulare, civile și comerciale către Arabia Saudită. Mai mult, credincioșii, că suntem în Sfânta Săptămâna Ramadanului, credincioșii din Iran au dreptul să facă pelerinaj la Mecca, lucru care a fost interzis de mult timp. Cum ți se pare această uluitoare
această uluitoare schimbare de ton internațional din partea unui stat, unu, care e comunist, doi, care nu era prezent în Orientul Mijlociu, și trei, care e, de care și SUA și Uniunea Europeană prin vocea domnului Borrell au râs atunci când a propus un plan de pace atât de îndrăzneț între Rusia și Ucraina. Cred că ar trebui să-și ia zâmbetul înapoi. să-și ia glumele înapoi, da. Mie mi se pare că tot ceea ce se întâmplă acum este o validare a Beijingului așa cum nu a mai fost niciodată. Validare internațională, spui tu. Despre validarea internațională vorbim, că vorbim de perindarea acestor oameni. Exact, este cam și în India, unul după altul se duc, exact. Unul după altul, da. Ori, dacă acum câțiva ani vorbeam despre China ca fiind a patra putere, iată că acum vorbim despre o China care nu mai știm pe ce număr, să-i dăm număr. Exact. Nu mai știm să-i dăm număr. Este o, repet, cred că ăsta este cuvântul, este o validare. Este o validare a Chinei. Și este o validare a politicii sale, Sarmiza? Adică, pentru că dacă n-ar fi avut o politică internă care să o ducă la stadiul de a doua putere economică, în curând prima, eu personal cred că va fi prima putere economică a lumii. Eu asta cred. Că asta se spune până în 2025 chiar. Așa, eu cred că până în 2035. Eu cred că cifra e doar greșită la printer, la printat, dar chiar 10 ani înseamnă foarte, foarte puțin. Îl vedem pe noul ministru de externe, apropo, al Chinei, domnul Xi Jinping, care este în acest moment, a fost ales la ultimul congres al Partidului Comunist, fostul ministru de externe, devenind practic șeful diplomației, cel mai înalt diplomat al Chinei, devenind secretar cu relații internaționale. Dar spune, nu este cumva politica internă a Chinei care a dus la validarea, cum spui tu, a capacității reale a Chinei de a face politică externă? Ba, eu cred că ai dreptate. Mă gândesc că foarte mulți ochi au fost ațintiți asupra Chinei. China, apropo, spuneai de congres. Da, de congresul partidului. Da, a avut loc acum. Știi că la congres, președintele Xi Jinping a vorbit foarte mult nu despre zona economică, nu despre țintele lui economice, ci a vorbit despre securitate. Și a spus pe primul loc securitatea. A spus chestia asta în congres. Da, da, de foarte multe ori. Da, de foarte securitatea multe ori. Chinei, securitatea investițiilor chineze, securitatea, da. Bun, și acum te întreb, nu ți se pare că exact asta face? Da, are o politică, își securizează foarte bine toate interesele. Țara, și toate interesele. Pentru că dacă mă întrebi acum cu cine joacă China, eu o să spun China e cu China, punct. Da, atenție, China nu are... În acest moment nu joacă cu nimeni. Deci e China cu China, da? Aceasta a doua întâlnire, apropo, a celor doi miniștri de externe a avut loc. Ei și-au promis la prima întâlnire, care a fost un șoc. Și știi când a fost? MBS, Bin Salman, Mohamed Bin Salman, actualul prim-ministru al Arabiei Saudite, atunci nu fusese încă numit, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, la vizita istorică a președintelui Xi în Arabia Saudită, unde, dacă ne reamintim, telespectatorilor, a avut loc și prima întâlnire între un lider chinez și liderii grupului, țărilor membre ale grupului de cooperare din Golf. Atunci trebuia să ne punem întrebarea. Atunci, da. Da? Ce urmează? Da, MBS i-a cerut președintelui Chinei un dialog cu Iranul. Și uite că Beijing nu s-a dus în Rusia. Nu s-a întâlnit cu Rusia, cu care, apropo, Arabia Saudită nu are relații distorsionate sau tensionate. Face parte Rusia din OPEC, au aceleași interese petroliere în anumite zone ale lumii. Dar s-a dus în China, s-a dus la China, nu în China. Și iată că avem această repliere fundamentală diplomatică, în paralel cu ce? Cu replierea cu Siria. Siria de 10 ani, din 2011, nu mai făcea parte practic din familia arabă. Da, absolut. Deci, cum reușește totuși China să substanțieze această neutralitate foarte activă? Pentru că ea în acest moment nu ține nici cu Arabia Saudită, nici cu, nici cu Iran. Te îngrijorează? Da. De ce? Eu sunt eurocentric. Te rog frumos să explici. Pentru că după ce ai făcut așa o istorie extraordinară, oamenii au înțeles și acum, te rog frumos, trage tu concluzia. Trebuie să ne îngrijorăm? Da, încotro ca europeni, da. Nu ca american, eu nu mi-aș face problema. Hai să ne gândim totuși că suntem la Metropola TV și se uită românii la noi. Da.
Ce le spui? Și se uită, apropo, și se uită. Da? Te rog frumos, spune-le părerea ta vis-a-vis de expert în politică externă. Deci asta este întrebarea mea. Te îngrijorează și dacă da, de ce? Da, mă îngrijorează, Sarmiza, și am să spun un singur lucru. Atunci când ai doi dușmani de moarte, un non-arab și un arab, atunci când ai Iranul șiit, când ai Arabia Saudită sunită, da? Arabia Saudită ce este? Este protectorul și... chiar mă enervează chestia asta. Este protectorul absolut al celor două sfinte moschei, da? În lumea arabă asta înseamnă... Tot! Tot! Absolut tot, da? Arabia Saudită ce este? Este primul mare producător de petrol al lumii după Statele Unite. Arabia Unită ce este? Arabia Saudită. Ce este? Este Aramco, cel mai mare, cea mai mare companie, cea mai fiscalizată, cea mai monetizată companie de stat petrolieră din lume. Da? Arabia Saudită ce înseamnă? Ceea ce îmi spunea mie unul dintre militarii ei când l-am cunoscut. Suntem prea puternici pentru a fi loviți, suntem prea slabi pentru a ne lăsa loviți. Foarte frumos. Dar asta reprezintă politica lor externă. Avem atâta putere și acces la atâtea resurse ca să putem răspunde cuiva care ne lovește. Deci suntem prea puternici pentru a fi loviți, dar suntem prea slabi pentru a lăsa. Da? Deci e atât de important. Și totuși China vine, SUA n-au reușit. Între Iran și Arabia Saudită, bun, le-a și câte încercări au fost? Uniunea Europeană n-a reușit. Și câtă hârtie s-a și câtă stricat hârtie s-a stricat, cu chestia da? Asta. Da, da, da. Eu, eurocentricul, eu, europeanul care mă consider buricul civilizației umane, aflu că la Beijing există o putere politică capabilă de a se duce într-o zonă de unde foarte simplu putea să facă doar să cumpere petrol și gaze. Și atât. Să nu mă intereseze, SUA se ocupă de securitatea zonei, voi să vă descurcați, voi americani, voi europenii care ziceți că sunteți atât de deștepți. Și vine și face pace între aceste două state, rivale, repet, geostrategic, nu mai este de geopolitică, geostrategie, ambele fac parte din două grupuri total diferite, total opozante, numai nimeni se vede, da? Arabia Saudită sprijină guvernul legal central, Iranul sprijină insurecția Houthi. Deci numai aici se vede în ce grupuri, din ce grupuri total diferite fac cele două țări și vine China într-un model extrem de neutral. Să știi că cumpără și din Iran, cumpără și din Arabia Saudită. Așa. Așa. Și face pace. Nu neapărat pace, îi pune înapoi la o masă de discuție. Asta pe mine mă îngrijează, pentru că europenii de 8 ani încearcă să reînvie, de 6 ani de fapt, da, 6-7 ani, încearcă să reînvie JCPOA-ul, celebrul tratat nuclear semnat după ani de negocieri de către Obama și cei 5 cu Iranul, pe care l-a denunțat Trump, da? Și nu reușim. Bun, și atunci urmează o altă întrebare, pentru că la acest capitol, te rog frumos să... Păi, suntem parteneri, nu? Sigur că suntem parteneri. Și atunci te întreb, dacă China a reușit această performanță uluitoare, pe care tu ai explicat-o foarte bine, da, crezi că ar putea să facă asta cu Ucraina și cu Rusia și nu-și dorește să facă asta? Eu cred că în acest moment... China își dorește, dar nu a făcut pasul decisiv. Nu l-a sunat pe președintele Zelenski. A fost la Moscova. Nu, hai să ne gândim la tehnologie. A fost la Moscova. S-a întâlnit, după cum am văzut diferențele de poze, s-a întâlnit umăr lângă umăr, practic, cu președintele Putin. Ce și-au discutat amândoi, este clar că au discutat pe lângă mărirea cifrei de schimburi economice, acum este la 183 de miliarde în creștere spre 200, au propus 300 de miliarde creștere. 300 de miliarde. 80% mai mult. Simplu, așa, dacă n-au nicio problemă. Spui 80% de parcă aș spune 3% în România. Adică... Spun că asta e realitatea, asta e realitatea pe care noi va trebui să o acceptăm. Este clar că cei doi lideri au vorbit și despre planul de pace. Și China i-a spus, doamne, trebuie la un moment dat să faci pace cu Ucraina. Trebuie să faci. Problema este că China n-a făcut al doilea pas care este strategic. Să-l sune pe Zelenski și să spună, știi că fusei la Moscova și uite ce vorbi eu, președintele Xi, cu domnul Putin. Stătu domnul Zelenski o zi, stătu 2, stătu 3, stătu 4, ba ceru.
vorba poeziei. Domnul Macron a zis, nu, China s-ar putea să-l sune. Domnul Macron la această întâlnire excepțională, care a avut-o alături de operatorul său de voce, doamna Van der Leyen, i-a spus președintelui Xi. Dar știi de ce nu l-a sunat? Da, pentru că nu este, și aici îți dau răspunsul, nu pentru că nu este gata China să pună în aplicare planul pace, ci pentru că Rusia nu este gata. Și pentru că China nu-l recunoaște pe Zelenski. Te-ai gândit că... Asta e interesant. Cum adică nu-l recunoaște? Că-l recunoaște că e președintele legal al Ucrainei. China nu are probleme de acest gen. Da, numai că atunci când în februarie anul trecut Putin a fost la deschiderea Jocurilor Olimpice, mi s-a părut că există acolo o frăție așa, care merge mult prea departe. Și s-a confirmat că dacă la începutul crizei vorbeam despre cum Beijing o să facă pace, cum China o să fie mediator și o să facă și o să se implice. Îți amintești că da, se discuta despre da. Turcia și despre China și despre Israel? Și despre Israel, da. Da? Israelul s-a retras. Turcia e cum e, că știm foarte bine. Turcia a pierdut datorită acelui dezastru. Ți se pare că a continuat China? China a tăcut un an. Să nu uiți asta. Da, pentru că a avut alegeri. A avut Congresul Partidului Comunist și alegeri. Avea Xi Jinping vreo emoție că nu o să fie? Nu, trebuia să fie reconfirmat pentru a avea puterea. Bun, perfect. Aici sunt de acord cu această mișcare. Perfect. Deci dar este un strateg din punctul ăsta de vedere. Da. Nu era gata să facă pace și n-avea niciun rost să se ducă la ei doi să le propună un plan de pace, atât timp cât o parte sau alta nu e pregătită. Nu e pregătită. Păi, vezi, și China nu vrea să piardă fața. Dar eu cred că tu ar trebui să definești chestia asta cu nu e pregătită. Păi pentru că eu mai degrabă, ți-am spus, mai degrabă merg pe ideea de nerecunoaștere a lui Zelenski în totalitatea lui ca președinte al Ucrainei. Stai să ne înțelegem. Nu o nerecunoaștere a Ucrainei. Vorbesc despre președintele Zelenski care face mișcări total necompatibile cu felul de gândire a lui Xi Jinping. Mie nu mi se pare că președintele Chinei îl vede pe Zelenski un mare lider, un mare jucător. Sărmiza Andronic, eu cred că la ora actuală China nu vede pe nimeni de nicăieri. Eu ți-am dat o explicație vis-a-vis de Ucraina și de Zelenski. De la înălțimea puterii sale, China în acest moment începe să adopte, este natura bestiei, este natura mecanicii, da, puterii mondiale, începe să adopte și să aibă comportament de supraputere. Și e recunoscută. Asta e problema, nu vezi? Da. Tu spuneai. Da. Deci această monstruozitate, această bestie despre care tu vorbești, da, este recunoscută. Da. Păi și atunci de ce nu s-ar manifesta? Că n-are cine să o tragă de mânecă. Nu. Păi nici Statele Unite, când n-au mai avut cine să le tragă de mânecă după dispariția URSS-ului, după instalarea unipolarismului, da, și lumii acestei Pax Americana odată cu căderea URSS-ului, nimeni n-a mai avut pe cine să tragă de mânecă Statele Unite să spună stai că aici ai exagerat, stai că aici cu democrația te-ai dus foarte așa, stai că aici ai sacrificat aliați, cum a fost Revoluția Portocalii din lumea arabă, unde SUA și-a sacrificat aliați de 30-40 de ani. Dar ultima întrebare pe acest subiect și mă interesează răspunsul tău de fin. Va reuși China să înceapă să facă pace între Rusia și Ucraina? Dacă își dorește. Și atunci e doar joc de cuvinte sau? Nu, eu nu cred că își dorește asta. Acum? Măi, eu nu văd China... Nu văd China între cele două țări. Nu știu dacă mă înțelegi. Nu știu de ce am senzația că China nu stă cu fața decât spre Rusia. Poate noi am brațe, dar stă cu fața spre Rusia. Păi are 3000 de kilometri lungime. Și cu spatele la Ucraina în acest moment. E ceva acolo la președintele Xi care eu nu simt cumva că îl interesează Ucraina. În niciun fel. Nu cumva, nu... De-aia China... vorbesc de nerecunoașterea lui Zelenski. Da, nu China stă cu spatele la Ucraina, ci pivotul asiatic al lui Putin a pus Rusia în fața Chinei? A acoperit tot orizontul european, pentru că Moscova s-a întors de la Petru cel Mare, atenție, de la Ecaterina cea Mare, Rusia a fost tot timpul îndreptată cu fața spre Europa. Putin, prin acest război,
a făcut pivotul asiatic. Să nu uităm că așa a făcut și, și-au făcut și Statele Unite prin Obama, au făcut pivotul asiatic, s-au întors cu fața spre Asia. Nu cumva dintr-o dată China are ocusul fața Americii în față prin Australia și fața Rusiei în față prin războiul, prin pivotul asiatic? Nu cumva China la un moment dat se vede cu niște băieți care se uită pe geamul ei tot timpul? Concluzia e aceeași. Ce ai spui tu acum nu contrazice ce am spus eu. Sunt cu spatele la Ucraina toți. Și eu care vreau să te contrazic. Nu. Rămânem în zonă și rămânem în zona Orientului Mijlociu pentru a continua contrazicerea cu sarmiza, Andronic. Tensiunile la Ierusalim în această lună sfântă pentru cele trei mari religii monoteice. Mai asta aseară, nu e... Uite, aseară atac cu rachete dinspre Liban și dinspre Gaza. Răspuns imediat absolut uluitor și nimicitor al armatei izraeliene. Cabinetul de securitate izraelien întrunit în plină noapte, în miez de noapte, declarațiile premierului Bibi Netanyahu, primul ministru, spun foarte clar: în această seară vom răspunde pentru aceste atacuri și în viitor cei care au organizat aceste atacuri vor plăti prețul de sânge. Aceasta este întâlnirea. Este un discurs al unui președinte. Este primul ministru Israelului. Este lider de națiune. Bun. Atunci când eu vreau să înțeleg ce se întâmplă într-o anumită zonă, citesc presa internațională. Nu este un secret, fac asta public de fiecare dată, spun lucrurile așa. Este foarte interesant cum nu am găsit nimic despre povestea asta. Dar a fost unul cel mai sever atacuri din ultimii ani. Asta este. De ce nu se îndreaptă ochii? Și o clipă, ca să explic ce vedem. Acesta este momentul care a declanșat reacția arabă. Da, exact. Intrarea în moschea Al-Aqsa și brutalizarea credincioșilor în Sfânta Lună de Ramadan, care practic a inflamat situația. Dată acest tip de reacție, până și opoziția izraeliană a declarat acest tip de reacție extrem de supradimensionat. Mie mi se pare, eu asta îți spun, că mă uit întotdeauna în presa internațională și mă interesează felul în care se poziționează politica de influență, zonele politice de influență, cum se poziționează vis-a-vis de această poveste. Este foarte multă liniște. De ce nu vorbesc eu nu-s despre asta? De ce nu vorbesc liderii despre ce se întâmplă acolo? Și de ce se întâmplă, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată, un astfel de atac într-o astfel de perioadă? Da, pentru că sunt de pe 5 aprilie a început Paștele Evreiesc, se termină pe 13, ca să reamintim, ne aflăm în plin Paște creștin, că este catolic sau ortodox sau de rit vechi, ne aflăm în Sfânta Lună a Ramadanului. Deci, cele trei mari religii monoteice practic se întâlnesc în lumina divină și iată aceste atacuri. Ajută sau nu menținerii la putere a lui Netanyahu, un premier foarte slăbit după imensele manifestații de protest la adresa reformei sale juridice? Care este părerea ta? Îl ajută în acest moment? Nu. Nu. Eu cred că simplu mesaj al lui Netanyahu nu este suficient. Tocmai am spus, este mesajul unui lider. Însă faptul că tu ai pe stradă, ai în țara ta astfel de manifestații, faptul că oamenii se atacă într-o perioadă sfântă... Da, da. Și de celebrare a divinității. Asta noi știm foarte bine cum privesc ei divinitatea. Da. Și legătura lor intrinsecă, istorică, fundamentală. Se duc la extrem cu ea. Dacă este identitatea lor. Este identitatea lor, construcția lor națională se bazează, are bază în această legătură. Cum să cred că o să-l ajute pe el o astfel de poveste? Pentru că asta este o manifestare care trece dincolo de politică. N-are a face cu politica lui de stat. Ca prim-ministru. N-are a face. Nu. Aici este un atac la adresa statului. Exact. Israel. Da. Da. A statului sfânt. Așa. Și alături de acest subiect vom închide, mai avem câteva minute prețioase și
încă o dată. Uite ce imagine. Aceasta este imaginea, repet, aceasta este imaginea primelor violențe între palestinieni și izraelieni. Dar trecem la ultimul subiect, mai avem câteva minute din emisiune. Au trecut foarte repede, apropo, Sarmiza, și asta se datorează ție. Mulțumesc. Hai să vorbim despre arestarea lui Donald J. Trump. Noi am discutat puțin despre ea la finalul emisiunii trecute. Am promis să facem o emisiune după ce clarificăm mai multe aspecte, vom vedea. Donald J. Trump din biroul oval, din chintesența puterii mondiale, cel care a avut codurile nucleare sub pernă, cum se spune. Cel care era miliardarul adulat și adorat al Statelor Unite, ajunge să fie arestat, pus sub acuzare, 34 de acuzații, ajunge la tribunal fără să fie încătușat și în limuzine, da? În limuzine ale Secret Service, blindate. Apropo, poliția nu-i poate pune cătușele, nu există lege. Da, exact. Nu există lege care să permită Secret Service să lase polițiști și să-l atingă pe fostul președinte. Mie mi se pare că Trump este ca peștele în apă la faza asta. Adică? Peștele în apă? Eu am impresia că a fost pescuit deja. E ridicat în plasă. Nu. Nu. Mie mi se pare că i s-a deschis o scenă în care el să se manifeste. Este o scenă la nivel mondial. Absolut. 34 de acuzații, pasibil de 136 de ani de pușcărie dacă este condamnat la toate cele bine. 34. E regulă. Stai. Da, stai, liniștit. Stai liniștit. Calmează-te. Pe scaunul tău, nu? Da. Știi ce mă deranjează pe mine la toată povestea asta? Faptul că Biden nu spune nimic. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când vorbim despre o astfel de acțiune. Da, este unic în. Și atunci te întreb. Și 40 de ani. Biden nu spune nimic și spune și prin vocea lui și prin vocea purtătorului de cuvânt de la Casa Albă că pe el îl interesează americanii mai. Da, ce? Și? Donald Trump nu este american? Da? Uite, o întrebare foarte bună. Donald Trump mi este american? Pare nu-l interesează ce se întâmplă unui american? Mi se pare că ceva nu e în regulă. Nu așa am vrut eu să văd reacția președintelui Statelor Unite. Când la tine în țară se întâmplă astfel de poveste, tu de ce stai deoparte? De ce nu spui ceva? Ceva, nu știu, habar n-am ce. Sarmiza, crezi că va fi reales președinte? Cred că democrații nu sunt chiar fraieri. Cred că îl vor crește foarte tare și depinde de cum o joacă. S-ar putea să îl lase acolo sus sau s-ar putea să îl trântească foarte tare jos. DeSantis este însă foarte tânăr din punctul meu de vedere să devină președinte, pentru că e interesant cu povestea cu Trump, este interesant ce se întâmplă în interiorul Partidului Republican. Grupul DeSantis. Nu vorbesc despre grupul DeSantis. Nu. Neapărat. Vorbesc despre cum privesc membrii Partidului Republican povestea cu Trump. Cum o privesc? Sunt obiectivi, sunt subiectivi? Sunt subiectivi, cum? Cel mai puternic lider de dreapta, conservator din Statele Unite, este luat ca un om de afaceri criminal, ca orice om de afaceri. Și dus în fața procurorului, procurorul arestează, pentru că și-a aranjat el 34 de acuzații ca să fie numărul de ani adunați mai mare decât cel cerut de lege pentru arestare automată. Se intră în conflict cu legea protecției foștilor președinți și Secret Service spune nu puteți să-l atingeți pe președinte pentru că atunci încălcați legea noastră de protecție, o clipă. Da. Și după aceea ajunge în fața unui judecător. Trebuie să știm și actorii. Procurorul care l-a acuzat a fost democrat, subvenționat de către Soros în campania sa de a fi ales. Judecătorul este democrat. Fata judecătorului a lucrat pentru campania Biden-Harris, pentru campania prezidențială. Mai mult decât atât, fata lui Harris a lucrat ca voluntar în timpul campaniei și astăzi este angajată nu în administrația prezidențială Biden-Harris, dar la Partidul Democrat. La Partidul Democrat, da. Deci avem de-a face cu liderul conservator cel mai puternic din America, acuzat, dus în fața procurorului și apoi în fața judecătorului. Americanii nu sunt fraieri. Uită-te puțin la motiv. L-au ales pe Biden. Cum nu sunt fraieri? L-au ales pe Biden. Trump a spus că a fost furat.
E, nu, nu, aia nu se poate spune pentru că nu avem dovezi. Dar l-au ales pe Biden. Eu am spus Trump, a spus, n-am spus-o eu, a spus Trump. Să există filmări. Să-l acuz pe Trump pentru 130.000 de dolari. Whatever. Whatever, da, cum, exact. Da? Da, da. Omul ăsta a căzut la minus de 4 ori. Da, a dat faliment de 4 ori. Da, da, de 4 ori are făcut imperiul. Și nu de la 100 de dolari, cifră de afaceri, ci de la miliarde de dolari. Ok. A dat faliment. Perfect. Atenție. Cu hoteluri spui, care valorau miliarde. Să spui că Trump e condamnat, e acuzat, pardon. Da, da, da. Pentru că a fost cu o tipă, nici nu-l vezi pe Trump altfel. El este celebru pentru că e așa. Nu spui nimic nou despre Trump. A, s-a dus Trump cu o femeie și uite că a și plătit-o. A și plătit-o. Măi, și uite ce grav e. Da, el este așa. Asta e imaginea lui. Asta este. N-ai nici, cum să spun, nici nu aveai cum să te gândești vreodată că Trump nu e așa. Da, 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 da. Are. Dar nici n-a ascuns. Copii, n-a nici n-a ascuns. Bun. Da. Deci, mie motivul mi se pare puțin tras de păr. Americanii nu vor accepta, republicanii, hai să le spun așa, că vorbim despre americani la modul general, nu vor putea accepta faptul că președintele Trump, care ar fi avut o șansă, sau poate că încă are, stai puțin, că nu ne putem pronunța, nu știm încotro se duce. Nu știm unde se duce procesul, nu, așa. Nu avem idee. Vom afla, cred că prin noiembrie-decembrie ne vom cam da seama spre ce se duce. Am văzut un sondaj în presa din Statele Unite. Întrebat poporul american care este cea mai mare problemă a Statelor Unite, Statelor Unite, răspunsul a fost Joe Biden. Nu economia, nu securitatea, nu războiul din Ucraina. Nu, da. Nu. Mai mult decât atât. Îți adresez o întrebare. Ție ți se pare că după discursul pe care Trump l-a avut, cu încheierea aceea de China, Rusia, sunt cumva de partea lor, nu mai vreau bani pentru Ucraina, nu ți se pare că marile state, Rusia, China, India, îl vor susține pe Trump? Nu, îl vor susține pe Biden. Și preiau aici, preiau pentru că este foarte important pentru ultimul minut al emisiunii. Dacă aș fi China, India și Rusia, nu l-aș susține niciodată pe Trump, pentru că Trump ar fi cel mai eficient adversar al meu. Tu ai spus să rămâne înregistrat. Rămâne. N-am spus eu. Și pe Biden. Pentru că Biden, indiferent de cât de violent este împotrivă, cât de mulți bani bagă în Ucraina, nu are credibilitatea necesară de a lupta împotriva Chinei, împotriva Indiei, Rusiei sau oricărui alte. Dar democrații nu îl vor mai pune. Eu candidat. Sunt convins că îl vor pune și a doua oară să candideze cu Trump în situație politică și cu un DeSantis imatur. L-au mai furat odată pe Trump, spune Trump. O pot face și a doua oară, nu? Sarmiza Andronic, mulțumesc foarte eu. Mult mulțumesc. Și pentru această seară minunată. Stimați telespectatori ai Metropola TV. Săptămânile bucuriei sunt cele care îl celebrează pe Dumnezeu, profeții săi și pe toți cei care au urmat calea dreptății. Aceste săptămâni le trăim din nou în acest an și în numele celor de aici, de la Metropola TV, în numele lui Sarmiza și a lui Hartman, vă dorim tuturor celor aflați pe acest drum al luminii numai bine. Să vă fie casele pline de lumină, familiile și cei dragi cu liniște în suflet. Căci fiți siguri, duminica va veni, ziua Domnului va veni. Este promisiunea profetică și de neclintită a omului din fiecare dintre noi atunci când ne rugăm în mijlocul bisericilor noastre, templelor noastre, moscheelor noastre. Este acel element fundamental de întâlnire universală a celor trei mari religii monoteice de pe această planetă. Bună seara și ne revedem în Vinerea Mare!